chemați la libertate, dar libertate nu în afară de Hristos, ci în Hristos. Și aceia care într-adevăr se simt liberi în Hristos, nu vor folosi acea libertate ca ocazie pentru firea pământească, ci o vor folosi ca ocazie să se predea lui Hristos de bună voie. Nu pentru că spun părinții, nu pentru că spun pastorii, ci de bună voie. Am fost și noi chemați, în sfârșit, la libertate, să facem o alegere pentru noi înșine. Și pentru mine, vreau să vă spun că, deși credeam în trecut că cea mai mare minune care se poate petrece pe pământ este transformarea unuia care era bețiv, cum spune în educație, fuma, bea, destrăbălat. Eu credeam că salvarea mea sau convertirea mea a fost cea mai mare minune pe care Dumnezeu a putut-o face. Dar acum cred și cred din toată inima că cea mai mare minune pe care Dumnezeu o poate săvârși este convertirea unuia care s-a născut la credință. Este mai grea decât acele minune. Eu mi-amintesc cu câtă dragoste am acceptat adevărul. Cu câtă dragoste ieșeam să împărtășesc cu prietenii mei despre acest adevăr. Vă spun, dragii mei, e ușor ca un tânăr născut la credință să aibă aceeași experiență? Nu e ușor. Dar este posibil? Este posibil ca și un tânăr născut la credință să ajungă să aibă o experiență personală cu Dumnezeu? Este posibil. Și vreau să vă spun că mai mare minune decât transformarea unuia care a fost în lume, mai mare minune este transformarea unuia care este născut în biserică. Și mulți dintre dumneavoastră se pot identifica cu acest lucru. Mulți dintre dumneavoastră tânjesc după o experiență cu Dumnezeu. Niciodată n-ați avut-o și ați crezut că nu este posibil. Că nu e posibil să trăiți. Mulți mi-au zis, o, pe tine este bine că tu ai venit din lume, tu apreciezi harul lui Dumnezeu. De ce n-ar fi acest har și la dispoziția celor născuți la credință? Nu folosim libertatea ca o pricină pentru firea pământească. Dar întrebarea este, cum putem anula influența destructivă a firii pământești? Există vreun moment în care firea pământească să nu-și aibă influența ei în viața noastră? Există vreun moment în care firea pământească să fie definitiv eliminată din viața noastră? Sau atunci când suntem în Duhul, firea pământească încă este acolo, gata să iasă în evidență. Cum credeți dumneavoastră? Convertirea aduce eliminarea firii pământești sau dominarea firii pământești? Ce aduce convertirea? Dacă ar aduce eliminarea, niciodată n-ar mai ieși în evidență, nu? Nu aduce eliminarea, ci aduce supunerea firii pământești față de Duhul. Asta e ce aduce convertirea în viața noastră. Și e acolo dormindă, nu? În momentul în care neglijăm hrănirea Duhului în viața noastră, firea pământească iese în evidență. Și ne distruge. Aici spune în Galateni 6:15, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Așa putem elimina influența destructivă a firii pământești. Prin a umbla, unde? În Duhul. Căutând să fim pe plac Duhului, nu firii pământești. Aceste două lucruri, firea pământească și Duhul, se împotrivesc și luptă pentru stăpânire, nu? În Galateni 5:17, prima parte spune că și firea pământească poftește împotriva Duhului. Putem să fim pe amândoi. Putem să fim și Duhului și firii pământești în același timp? Unii încercăm să o facem. Și creștinii, și primii creștini au încercat să o facă, să unească creștinismul cu păgânismul. Galateni 5:17 se spune că aceste două lucruri sunt potrivnice unele altora, așa că nu puteți face ce vreți. Atunci când alegem să nu slujim lui Dumnezeu, de cine suntem conduși? În noi. De firea pământească. De multe ori,
mai ales în relație cu tinerii, le explică noi ca oameni. Omul are două facultăți, facultatea superioară și cea inferioară. Sau aș putea spune inteligența, rațiunea și pasiunea. Ceea ce în termeni teologici sau biblici se numește Duhul și firea pământească. Deci noi ori suntem dominați de una, ori de alta. De multe ori oamenii nu sunt dominați de rațiune în acțiunile lor. Sunt dominați de pasiune. Le place un anumit lucru și îl fac, chiar dacă rațional nu e bine ceea ce fac. Dar aleg să o facă pentru că sunt conduși de instinct ca animalele și nu de rațiune ca oamenii. Acestea două sunt în viață, întotdeauna în noi. Și se luptă firea pământească și Duhul. Sau inteligența, rațiunea și pasiunea. Și dumneavoastră, mergând pe stradă, vă puteți da seama, nu, din acțiunile oamenilor, care dintre ei este condus de rațiune și care este condus de pasiune. Chiar și în felul în care cineva se îmbracă, îți dai seama dacă este condus de pasiune sau de rațiune. Felul în care cineva vorbește, demonstrează că este condus de rațiune sau de pasiune. De Duh sau de firea pământească în viața creștinilor. Și spune aici că noi nu facem ce vorim. Facem ori ce spune Duhul, ori ce spune firea pământească, depinzând de care dintre ele sunt mai puternic, e mai puternic între noi. Și întrebarea pe care ar trebui să o punem personal este: care dintre cele două domină viața noastră? Este Duhul sau firea pământească? Acum, în clipa aceasta, gândurile mele sunt gândurile Duhului sau gândurile firii pământești? Și așa înțelegem ce anume domină viața noastră. Firea pământească ne înrobește, spune Roman 6:16, că noi suntem robi al acelui a căruia ne predăm să-i slujim. Și în Roman 7:15 spune aici că nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Cum e posibil ca cineva să aibă ocazia să aleagă, să facă binele sau răul, să facă ce vrea sau ce nu vrea și să facă mai degrabă ceea ce nu vrea? Cum este posibil? Vi s-a întâmplat vreodată? Și s-a întâmplat odată să doriți să faceți binele și totuși, din binele acela pe care vreți să-l faceți să iasă rău, și s-a întâmplat? De ce oare mi se întâmplă? De ce mi se întâmplă lui Pavel? Sau de ce se întâmplă unuia care este deja convertit, care a avut o experiență cu Dumnezeu? De ce îi se întâmplă să vrea să facă binele și totuși să facă rău? De ce? Pentru că neglijăm relația noastră cu Dumnezeu. Ne bazăm atât de mult pe o experiență trecută, încât credem că acea experiență ne poate conduce la victorie, chiar dacă nu mai trăim în relația aceea cu Dumnezeu. Trebuie să fie așa. Trebuie să fim dominați de firea pământească? Uitați ce scrie aici în Roman 8:12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Cine se crede dator firii pământești? Sau ce a făcut firea pământească pentru noi ca să-i fim datori? Suntem datori noi firii pământești? S-a sacrificat firea pământească pentru noi? Sau s-a sacrificat satana pentru noi ca să continuăm să-i slujim lui? De ce să-i mai slujim lui? El n-a făcut nimic pentru noi, nimic bun. De ce ne simțim îndatorați firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei? Cum poate cineva să umple după îndemnurile Duhului? Ar trebui să ne punem câteva întrebări practice, la care să ne răspundem personal. Cum putem? Înțeleg, da, trebuie să umbli după Duhul, dar cum poți să umbli după Duhul când
mergând prin oraș, toate apelurile făcute la mintea noastră sunt din partea firii pământești. Nu-i așa? Nu, mergi să-ți cumperi o haină și tot ce vezi sunt lucruri care mai degrabă apelează la firea pământească decât la Duhul. Ce faci în cazul acesta? În adevăr, spune Romani 8:5, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după îndemnurile Duhului. Mulți dintre noi mărturisim că ne aflăm în căutarea lucrurilor Duhului. Și ne întoarcem din căutarea noastră și spunem, am căutat lucrurile Duhului și am găsit lucrurile firii pământești. Și vreau să vă spun, dragii mei, că dacă într-adevăr umblăm după lucrurile Duhului, vom găsi lucrurile Duhului. Nu cred că lumea este lipsită de Dumnezeu. Nu cred că lumea este lipsită în totalitate de ceea ce este rațional. Aproape lipsită, este adevărat. Dar nu în totalitate lipsită. Înțeleg că lumea aceasta este lumea satanei, dar Dumnezeu l-a biruit. Și biruința cu care a biruit Dumnezeu este și biruința noastră, ne stă la dispoziție. Dacă atunci când ieșim la magazin, ieșim să căutăm lucrurile Duhului, ce credeți că găsim? Printre lucrurile firii pământești, vom găsi undeva ascuns în umbră și lucrurile Duhului. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Vreau să vă întreb sincer, mai ales pe cei tineri. De când nu v-ați mai luat timp să meditați la lucrurile cerești? De când? Vă amintiți, spune în Spiritul Profetic că e bine să folosim ultimele momente din zi examinându-ne și gândind la lucrurile de sus. De când am mai făcut asta? De când nu ni s-a mai întâmplat să adormim altfel decât în fața televizorului. De când? De când nu ni s-a mai întâmplat să luăm Biblia seara să citim și să adormim citind Biblia? Vă spun, eram un tânăr care am venit la credință când frații erau zeloși. Sau cel puțin așa păreau. Nu, când tineri erau un exemplu. Și îmi amintesc că tineri care veneam la credință și îi vedeam cum sunt îmbrăcați, îi vedeam cum cântă, îi vedeam cum predică, cum spuneau poezii, mă uitam la ei și spuneam, oare acele talente stau și mie la dispoziție? Oare voi putea și eu să ajung să arăt cum arată acești tineri bucuroși, plini de pace? Era ceva de dorit. Vreau să-i întreb pe tinerii de astăzi. Ce standard prezentăm noi lumii? Dacă ar veni astăzi un tânăr, sincer, care vrea să lucreze pe Dumnezeu și ne-ar privi pe noi și ar dori ei să fie la noi. E în contextul studiului. Suntem la război cu lumea sau suntem în pace cu lumea? Suntem împăcați cu lumea? Cum suntem? Suntem în război cu satana sau suntem în timp de pace? Trăim pentru firea pământească sau pentru Duhul? Cine domină ființa noastră?
Și acum, în final, cum se înțelege faptul că cei care sunt pământi de spirit nu trăiesc sub lege? Vă amintiți multe expresii, cum spune Petru, greu de înțeles al lui Pavel, nu? Uneori spune, trăiți sub lege, e bine să nu trăiți sub lege, dar păziți legea. Nu? Și mulți creștini sunt confuși și aleg și ei ce pot. Nu? Din scrierea lui Pavel, ca să se scuze pe ei înșiși. Dar cum înțelegem noi că cei care sunt conduși de Duhul nu trăiesc sub lege? Aici Romanul 1 explică spunând, acum, dar nu este nici o osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile fiii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ce vreau să spun este că cei care sunt conduși de Duhul nu sunt sub osândirea legii. E adevărat? Pentru că legea nu ne osândește atâta timp cât suntem în conformitate cu ea. Ne osândește numai atunci când suntem împotriva ei. Întrebarea este, dragii mei, câți dintre noi avem certitudinea că trăim, că nu trăim sub lege, sub condamnarea legii? Haideți să ne gândim, în viața noastră sunt lucruri care ar fi condamnate de lege? Sau lucruri care sunt conforme legii lui Dumnezeu? Și în final, întrebarea este, cei care cred că ne trăim sub restricții, trăiesc în libertate, mă întreb, sunteți într-adevăr liberi? Suntem într-adevăr liberi atunci când spunem că nu ne mai aflăm sub restricțiile părinților sau restricțiile bisericii sau... În sfârșit, putem face ce vrem. Suntem liberi? Roman 6:16, vă amintiți, spune, suntem robi ai aceluia căruia îi slujim. Robi. Nu suntem liberi. Eu nu m-am simțit niciodată atât de liber cât m-am simțit cu Hristos. Și când credeam, vă spun, eu am fost certat cu legea de multe ori. Mama a trebuit să vină de multe ori să mă răscumpere de la poliție. Închisoare nu am făcut. Dar am fost certat cu legea. Credeți că mă simțeam liber? Când eram cu prieteni, mă simțeam liber să fac orice stă împotriva legii. Și imediat după ce o părcam, ajungeam să fiu legat, ajungeam să fiu arestat, temporal. Nu mai eram liber. În clipa următoare, acum eram liber, acum nu eram liber. Dar în mintea mea eram liber. Domnul Hristos ne oferă o altfel. Libertatea pe care o găsim în El este atornică. Nu este acum liber, acum legat. Nu. Liber în adevăratul sens al cuvântului. Ce vă doriți, dragi mine? Ce vă doriți dumneavoastră, dragi adulți? Ce educație dăm copiilor noștri? Vă spun, sunt în biserică și deși sunt pastor de ceva vreme, tânjesc cu toată inima ca biserica să ajungă să fie triumfătoare. Nu așa spune făgăduința din Genesa? Nu spune făgăduința din Genesa că deși biserica va fi rănită de șarpe, va fi biserica care va da lovitura de moarte balaurului. Nu spune așa făgăduința? Spune așa sau nu? Așa spune. Și lupt din toată inima pentru generația veche și pentru generația nouă să nu uităm că suntem în război. Suntem încă creștini militanți. Nu suntem încă biruitori. Dar Dumnezeu vrea să ajungem să fim biruitori.
Făgăduința e de partea noastră? Este posibilă? Alegerea ne aparține nouă. Să fim de partea lui Dumnezeu sau nu. Și rugăciunea mea, dorința mea este ca Domnul să ne ajute. Să nu uităm niciodată că ne aflăm în